Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Țin să vă avertizez încă de la început că personajul pe care urmează să vi-l prezint nu are nicio legătură cu personajul real, cu cel adevărat. Dar cine știe, poate într-o bună zi o să ajungă la fel de faimos precum cel real. Pentru că trăim în România, țara tuturor posibilităților. Sunt sigur că și cel real acum câțiva ani de zile se ocupa cu acest lucru, cu ce urmează să vă prezint eu, dar lumea se mai schimbă, fiecare cu norocul lui și cu siguranță acum are multe alte preocupări decât avea înainte. Haideți să vedem despre cine este vorba și despre ce este vorba. L-am botezat Jador pentru că atunci când era micuț, era bronzat tot și aducea puțin cu originalul și de aceea mi-a plăcut numele și am zis, bă, pe tine o să te cheme Jador. Decât că el între timp s-a mai schimbat puțin, i-au apărut pete albe. Bine, le avea mai de mic, dar probabil odată cu evoluția sa, s-au mărit și petele. Așa cum v-am spus și în introducere, Jador al meu nu are nicio treabă cu Jador cel adevărat. Dar am ținut să menționez acest lucru acum pentru cei de pe canalul meu, prietenii mei de pe YouTube, care nu știți cine este Jador. Puteți să dați o căutare pe YouTube și o să descoperiți cine este el. Dar bineînțeles, șansele ca acest material să ajungă la Jador cel adevărat sunt, nu știu dacă minime, imposibile, pentru că nu are cum și cu siguranță dânsul nu să se supere și în caz o să ajungă, eu știu, prin cine știe vreo minune, îl invit la mine în fermă și să-i fac cunoștință cu sosia lui, cu Jador al meu. Bun, haideți să trecem la lucruri serioase, pentru că trebuie să lăsăm Caterica la o parte, chiar dacă facem parte într-un popor care ne place să glumim, ne place să facem haz de necaz. Haideți să vedeți despre ce este vorba în acest material. Purcei au 7 luni, fac 7 luni, sunt născuți undeva la începutul lui decembrie. El a montat până acum, a avut 3 monte la activ, din prima, deci fără niciun fel de probleme. Deci e forță pe sistem. Nu degeaba i-am spus eu Jador. Prieteni, știți foarte bine că în ultima perioadă am comunicat mai mult pe pagina mea de Facebook, Fermierul Adrian. Iar acolo m-ați întrebat foarte mulți și din Văleni și din Ploiești, zona Ploieștiului, și din Bătrâni și din Starchioși, zonele apropiate Drajnei de jos, dacă am vier. Vi-l prezint pe Jador astăzi, despre el o să vorbesc și o să vi-l prezint. Este un vier de pietrean încrucișat cu duroc. Tatăl lui a fost pietrean original, cu pedigree, cu tot ce trebuie, ca la carte, iar mama a fost un metis de duroc cu marele alb. El s-a aruncat din fericire în partea tatălui său. Este un vier foarte cu minte, l-am dat la montă până acum, are 3 monte la activ, toate cu succes. Dânsa este tot montată cu el. Cea de aici are 7 luni, este depășită de 100 de kilograme, zic eu, după aprecierea mea. S-ar putea, au venit cineva, niște prieteni la mine și au spus că ei la pariu zic că purceaua ar fi sărită de 210 kg și el undeva de 8, la 80, bate la 80. Acum nu știu, fiecare cu părerele sale, dar undeva la 100 de kg ea și undeva la 70-75 are el. Deci cum v-am spus, ca să vă răspund la întrebarea dacă am vier, da, am vier. De aceea, pentru doritori care doriți, vă aștept cu mare drag să prindeți rasă și montă din Jadoraș al meu. Pentru că este o rasă de porc, o dau dintr-una în alta acum. Noi deținem și o combinație de Landras cu Marele Alb. V-am mai arătat cam prin primele mele videoclipuri de pe acest canal. O să urmeze să fac într-o zi un videoclip cu toți porcii pe care am. Pentru că avem și o serie mică, o serie mare, cei doi de aici. Cei doi sunt diferiți, adică e o combinație de duroc cu... Cu jumăt. Vino aici la cameră. E o combinație de duroc cu pietrean. El s-a aruncat în partea tatălui său, ea s-a aruncat în partea mamei sale. Pentru că sunt frați de tată. Ambii sunt din același vier de pietrean. V-am spus, cu pedigree, vierul, un exemplar extraordinar. Deci extraordinar. Nu știu dacă domnul de unde am cumpărat îl mai are, dar este ceva... Eu sunt foarte mulțumit. Adică deci din decembrie până acum, suntem în iunie, 1 iunie, purcei au evoluat extraordinar. Bineînțeles, contează și mâncarea. Eu le dau zer, le dau boabe, deci nici nu se compară
zero, care e plin de proteine și plin de tot ce este nevoie, cu, nu știu, cu huruiala sau ulătura simplă pe care o dăm, sau majoritatea dintre dumneavoastră o dați zilnic porcilor dumneavoastră. Pentru că sunt sigur că 90% dintre prietenii mei de pe YouTube dețin porci. Sau, să zic altfel, 90% din populația României avem porci și creștem și sacrificăm de Crăciun, pentru că asta e tradiția noastră a românilor și cu asta ne ocupăm. Bun, o să pun punct acestui videoclip. V-am răspuns, l-am făcut special pentru cei care m-ați întrebat dacă am viert și dacă îl dau spre montă, pentru că mulți au, dar nu-l oferă către montă. Da, am. Îl dau la montă, luați legătura cu mine pe pagina mea de Facebook, Fermierul Adrian, și acolo vom discuta detalii. Haideți să vi filmez puțin, să-i vedeți mai în detaliu. Bineînțeles, pe cameră niciodată nu o să vadă frumusețea sau aspectul unui animal așa cum ar trebui să fie, cum e el în realitate. Dar cine are ochi să vadă, o să vadă cu siguranță calitatea și marfa care e aici. Ia uitați-l pe Jador al nostru, ce frumos este. Uitați, pulpă, deci piciorul înalt, a luat, v-am spus, totul de la tatălui. Doar că nu este culoarea foarte, foarte apropiată de a tatălui. Pare rău că nu se poate vedea, dar poate se întoarce să vedeți cât de rodos este. Deci, cum am spus, el este mic, are doar 7 luni. Este crescut foarte bine. Dezvoltat extraordinar de bine. Cine a venit și cine a venit la montă cu femeile a fost extraordinar de mulțumiți. Urmează să fete femeile respective care au fost montate cu el. Ia uitați, am putut să prind acolo puțin. El are o problemă. Am văzut în ultima perioadă, când am băgat porceaua de aici, când am băgat-o la el la montă, am stat și l-am urmărit și fiind foarte activ, când a coborât de pe ea, când a căzut, s-a lovit la unghia de la piciorul stâng. Deci poate vedea că merge puțin, dar o să-și revină. Jador, tată, să ajung la cât mai mulți oameni să te vadă și să ajung la fel de faimos sau cel puțin pe jumătatea celui adevărat. Prieteni, până data viitoare, când ne vom reauzi și revedea la un nou vlog, vă salut, vă respect și toate cele bune. Să ne auzim cu bine.